Îi dai un pic părul, poate, la o parte? Perfect. Ce-ți place ție să-i faci de obicei? Ce se poate face aici? Ce pot să filmez și eu? Salve, dudes! Azi facem o ședință foto-video de cuplu pentru o prenuntă. Aici avem rețeta completă. Avem un cuplu frumos, o locație inedită, Roque de Sangaeta din Spania. Ăsta este un orășel parcă rupt din telenovele. Are foarte multe influențe arhitecturale care dau excelent pe cameră și am venit fix înainte de apus. Am calculat special să avem lumina perfectă. Să plecați de la voi apropiați unul de celălalt, da? Puteți să dai un pic în spate așa, da? Și tu? Ridici mâna? Puteți să faceți un test înainte ca să știți în ce parte. Faceți un test, eventual. Perfect. Dacă o faceți așa, este minunat. Cu asta cum ce ai... Da, e perfect așa. E perfect, se vede frumos. Pentru filmare folosesc un Sony A74 cu un Tamron 2875G2 puse pe un Scorp Pro. Perfect. Și tu cu mâna, tu cu mâna dreaptă, o să pui așa la spate, ca să nu stea așa, pur și simplu. Ori o pui pe ea, gen, și te pregătești când îi faci pirueta, s-o prinzi, ori o ții la spate și îi faci și frumos așa. 3, 2, 1, acum! Hai să faci și un mic cadru. Cum? Ce frumos aici. Tu poți să dai un pic mai pe spate acolo? Aș vrea tu te o să vii prin spatele lui un picuț și să-i pui mâna ta dreaptă pe partea asta și mâna ta stângă pe aici. Să-l iei așa, să-l coprinzi așa. Iar tu, Ionuț, să te uiți un pic așa, gen când simți că te-a coprins un pic, tu te trei așa, te iei un pic așa. Până atunci tu te uiți în față, da? Nonșalant, așa n-ai treabă. Pe partea de posing-uri a mers foarte bine, pentru că avem un cuplu care nu doar că a înțeles foarte rapid ce vrem, ci părea că au mai făcut asta înainte. S-au priceput de minune și nu a trebuit să refacem un shot niciodată. De asemenea, ajuta mult că nu au avut trag de oamenii din jur. Noi fiind într-un loc turistic, evident erau continuu oameni pe lângă noi și mulți chiar îi felicitau. Asta, deși un gest frumos, uneori îi poate scoate din vibe-ul ăla, știi, poate scoate din moment. Dar n-a fost cazul aici, ceea ce a fost minunat. În timp ce Mihaela pregătește următorul shot, eu caut încadrarea perfectă, iar rețeta pentru asta este următoarea. Foreground, midground, unde avem, bineînțeles, talentul, și background. Avem layere, practic straturi. Așa putem să dăm și o adâncime imaginii. De asemenea, spre deosebire de partea de foto, eu trebuie să am și puțin spațiu de mișcare pe lângă și am ales special aceste locații din zona asta să avem toate elementele astea. Mihaela aici folosește fereastra albă din spate și crengile de sus pentru a crea o compoziție frumoasă, iar eu mă ajut de frunzele de jos, de lângă mine, pentru a crea puțină mișcare, pentru că aici, în shoturile astea, cuplul doar pozează. A fost foarte fain că era suficient doar să-i îndrumăm prin câteva cuvinte și după ei veneau cu mișcări naturale și un comportament romantic care chiar se redă prin imagini. Aici unde așteaptă oamenii, mai era o mică sesiune foto, dar cuplul nostru atrăgea toată atenția. Și din nou, ajută mult când oamenii sunt dezinvolți și nu sunt stânjeniți în fața unui public. Expresiile faciale ies mai naturale, ies fix cum trebuie. Pentru scena asta, trebuie să menționez că Mihaela și-a dorit de mult să intre în această zonă numită Patio Andalus, dar locuitorii din jur au închis-o pentru a păstra liniștea, așa zic ei, dar de fapt vor să o păstreze privată ca pe ceva exclusiv așa de-a lor, ca să nu se confunde cu alte zone de pe lângă unde vin o grămadă de turiști să facă poze. Noi am depus cereri la conducerea de acolo spunând că vrem să facem o sesiune foto. Deși asta nu implică nici gălăgie și nici turiști, am fost refuzați. Iar acum, văzând poarta deschisă, Micaelina a zis fuck it! Eu am închis poarta imediat după ce a intrat ea să nu bată la ochi și rezultatele de aici au fost incredibile. Prin ferestrele mari din spate intră lumina apusului și astfel am avut un rim light excelent. Cât despre decorațiile din jur și arhitectura și plantele, no, practic, oriunde îndrepti camera faci o poză bună. Eu nu am avut foarte multă flexibilitate din unghiul ăsta, dar Mihaela a luat niște cadre top pentru care a folosit un 85 de mm. De asta se tot dădea atât de mult în spate aici. Așa un pic, tot acolo, poate un pic de mișcare, știi? Poate tu o mângâi un pic pe spate cu mâna, da? O pupăceală micuță așa, o adulmecare pe la gât, ceva un pic. Acum, perfect.
Un pic de movimento cu mâna ta stângă, Ionuț. Perfect, perfect. Teodora, fața ta un pic mai la dreapta. Asta este zona mea preferată. Avem așa, frunze verzi ca foreground, cuplu frumos și un fundal tropical. Avem palmier, columnă romană, marea, albastru turcoaz și special am lăsat locul ăsta pentru final ca soarele să se aplece mai mult spre apus. Practic, a fost ca un proiector. În timp ce finalizam ședința, am văzut acest balcon și a trebuit maxim să profităm de el. A fost așa o chestie spontană și aici creditul aparține în totalitate cuplului. Cadrul a ieșit top. Iar noi ne vedem data viitoare. Până atunci, lumină bună să aveți!